Bun găsit! Elevii și adulții dintr-o școală formează o comunitate școlară în care toți se vor simți bine dacă sunt respectate drepturile și obligațiile pe care le au. Haideți să vorbim despre obligații, despre îndatoriri, într-un cuvânt, despre reguli. În educație, regulile au rolul de a orienta comportamentul copiilor, de a-l face să distingă binele de rău. În lipsa regulilor, haosul și dezastrul se instalează cât am clipi, iar organizarea va deveni tot mai dificilă. Pentru a avea împreună experiențe frumoase de învățare, avem nevoie de un loc unde ne place să fim. Avem nevoie de oameni care îi iau în considerare pe ceilalți și îi apreciază. Și avem nevoie de reguli care îi protejează pe toți, căci fiecare elev sau elevă are dreptul să învețe în liniște. Fiecare învățător sau profesor are dreptul să predea fără să fie deranjat. Așadar, loc, oameni și reguli. Discutați acum despre locuri în care există reguli. Puteți opri filmul și apoi să vă verificați. Cu siguranță v-ați gândit la regulile de circulație, adică la drumuri, la spital, la piscină, poate, la regulile de la locul de muncă, de la birou, la biserică, la cluburi sportive, la plajă. Pe curând! În clasa voastră există un regulament? Știți ce reguli sunt scrise? Cine a propus acest regulament? Puteți reciti regulamentul existent. Opriți filmul și discutați. Ce ați zice de următoarea propunere? Alcătuiți un regulament al clasei cu reguli pe care le propuneți voi, elevii clasei. Cu siguranță vă veți strădui să scoateți la lumină un regulament care să vă reprezinte și care să aducă armonia și ordinea în clasă. Vă veți împărți în grupuri de 4-5 elevi și veți compune un nou regulament care să conțină regulile pe care voi le considerați importante. Cum veți proceda? Un coleg va scrie pe o foaie de desen mare sau pe un carton regulile pe care îi le spuneți. Analizați fiecare idee propusă de un coleg. Veți discuta ideea și nu persoana. Fiind regulamentul clasei, vă puteți referi la următoarele aspecte. Comportamentul în ore și pauze, grija față de obiecte, modul de adresare între colegi către învățători sau alți profesori, sarcinile elevului de serviciu, rezolvarea temelor de acasă. Puteți opri filmarea și să rezolvați această propunere. Fiți creativi! Dați regulamentului un aspect vesel. El poate îmbrăca forma unei liste, a unor planșe, dar și alte forme. De floare, de steluțe, de baloane, de ciorchine, de copac. Cu siguranță veți realiza un regulament colorat, vesel și care să vă reprezinte. Veți alege împreună cu învățătorul regulile pentru noul regulament care va fi afișat în locul celui vechi. E momentul pentru un concurs de argumente pro și contra. Aduceți argumente pro și contra
afirmației: regulile sunt bune și necesare. Puteți opri filmarea și să discutați. Acum puteți crea împreună cu colegul de bancă un set de reguli ce trebuie respectate la un loc de joacă sau chiar în parcul de distracții. Pe lângă rucsac și voie bună, să aveți la voi și găletușa cu reguli. Opriți filmarea și umpleți găletușa cu aceste reguli. Nu uitați, o școală fără reguli de comportament este ca o moară fără apă. Pe curând!